Bun găsit, pofticioșilor! Mă uit așa pe geam, afară, la noi aici e ceață, e și frig, vine și decembrie, e normal să fie așa, dacă ar fi toată iarna așa, pentru noi ar fi super, nu prea îmi plac zăpezile alea cât casa, decât de Crăciun. Și m-am gândit, pentru că tot vine vremea asta mai am găsit o rețetă, supă italienească de usturoi, dragilor. Cred că o să fie, pe ce are în ea, o să vedeți. Bun. Am aici o ceapă tăiată bucăți, un fir de praz mai zdravă, așa tăiat bucăți. Îl pun în bolul de mixare și las pe cookie să-l toace 5 secunde la viteza 5. Ok. Apa și prazul s-au tocat. Acum. M-am ocupat de două căpățâni. Da, două căpățâni, să nu vă zgârciți. Două căpățâni de la Stronger. De usturoi. Ia uitați. Ia uitați. Asta are, asta n-are. Mamă. Îl pun și pe el aici. Și de asemenea îl toc 5 secunde la viteza 5. Uite ce frumos s-au tocat. Acum o să le sotez. Așa. Pun 20 de grame de ulei. Tara este la 0. Așa. Chiar 30. Nu e niciun fel de problemă. Pun capacul. Și las 5 minute la 120 de grade. Vitezau. Eu l-am lăsat chiar 6 minute, am programat, nu-i problemă. Prazul, ceapa, usturoiul s-au sotat, uite ce culoare frumoase au. Bun, acum, o linguriță de cimbru uscat, un pic de sare, puțin piper, 2 cartofi de mărime medie, pe care i-am curățat și i-am tocat, i-am tăiat cubulețe. Așa. Am aici 1 litru de supă de pui. Bun. Pun capacul. Și las 25 de minute. La 90 de grade. Viteza 8. Revenim! A fiert supița mea. Acum am aici 400 grame de smântână cât de grasă se poate. Nu neapărat smântână pentru gătit, smântână adevărată. O pun frumos aici. Încerc să o pun pe toată. Ok. Bun. Ne ștergem frumos pe mâini, așa, Diana? Mare cum fac chestia asta. Asta e. Bun. O legătură zdravână de pătrunjel, tăiat așa, tocat repede, repede, grosier. Îl pun și pe el frumos aici. Pun capacul. Îl opurez. 1 minut și o să fac supa mea cremă, o să încep de la viteza 5 și o să trec, o să măresc viteza până la viteza 10. Așa. E gata. Oh, well. Yes. Așa. Ia să vedem.
Băi, frații mei. Băi, frații mei. Băi, frațiorii mei. Voi vedeți ce am făcut eu aici. Băi, Cookie, ce tare ești. Mama mea. Ah. Ah. Hai să pun așa. Ca să vă mai încit un pic. Să vă mai încit un pic. Ia să o las și să curgă. Auziți? Auziți, nu? Mama mea. Bun. Am făcut aici între timp. Am probleme cu vorbitul. Miroase senzațional, am ce să vă vorbim. Am făcut niște crutoane, am luat o pâine mai peste zi. Am încins o tigaie, puțin ulei de măsline și am făcut crutonelele acestea. O îi pun așa câteva. Eu acum știți ce fac? Vreau să fie cât mai rapid acest video, să dureze cât mai puțin, dar îmi prelungesc un pic plăcerea. Jur. Bun. Mai pun niște pătrunjel. Așa. Uitați-vă și voi cum arată. Uitați-vă cum arată, cum se vede pătrunjelul la primia și culoarea asta extraordinară și mirosul. Nu vă pot spune cum miroase. Inspirați adânc, adânc, adânc. Ha? Simțiți, nu? Nu vreau să vorbesc cu păcat, dar e dumnezeesc. Are un gust. N-am mâncat în viața mea. Mamă. Să puneți mâna să faceți. Mi-au dat lacrimi de bucurie. Sunt emoționat. Sincer. Are un gust extraordinar. Deci nu e doar un gust de usturoi. Nu știu, cu smântâna aia, cum e fierte. Viva Italia! Dragii mei, să puneți mâna să faceți. Este una dintre cele mai bune supe pe care le-am mâncat în viața mea. Până data viitoare, care va fi pe 1 decembrie, da? Sper să fiți cu mine pe 1 decembrie. Eu și cu Chiterul Mixumelu vă spun la revedere, toate cele bune, aveți grijă de voi ca să vă puteți bucura de ce aveți și puneți mâna și gătiți, gătiți pentru cei pe care iubiți. V-am bucurat! Pa!